Bună, Florin, mâine seara vei lupta în direct pe sport.ro. Cum te-ai pregătit pentru acest meci? M-am pregătit foarte bine, abia aștept să înceapă meciul și va ieși un spectacol incendiar. Am înțeles că nu-ți cunoști foarte bine adversarul. Noi, din câte știm, a luptat cu un alt român și anume cu Mineru. Bănuiesc că ai văzut meciul, cum ți se pare? Nu-mi fac probleme din punct de vedere, sunt antrenat foarte bine și aștept meciul de mâine seară. Bineînțeles că o să câștig. Câte antrenamente ai făcut pe zi și din câte văd ești destul de... Fac foarte multe antrenamente, fac undeva la 3 antrenamente pe zi, dimineața la 12 și seara. Și muncesc foarte mult și îmi doresc victoria asta cu adevărat. Am înțeles că este debutul tău în RXF. O să ai între primele meciuri. Cum ți-ai pregătit acest meci? Cum te simți înaintea meciului? Ai emoții? Emoții nu am absolut nicio emoție. Sunt pregătit foarte bine. Na, aștept să înceapă meciul. Ai un mesaj pentru fanii tăi? Îi aștept să vină să mă susțină mâine seara la gală. Ok, mulțumesc frumos. Dacul Gerula ți se spune, cum te-ai pregătit pentru acest meci? Foarte bine, cum trebuie. Carte. Ca în abecedarul de MMA. Adversarul tău, lupul flămând, îi se spune. Cum... Stai să mă șterg de engleză la gură. El spune că are toate șansele în fața ta și că el e optimist. Cu siguranță victoria va fi de partea lui. Ce zici tu? Păi da, normal să creadă în șansa lui. Fiecare crede în șansa lui. La fel cum și eu cred în șansa mea, 100%, sunt convins că eu voi câștiga, nu el. Eu așa cred. Vii după o victorie foarte frumoasă, bănuiesc că ești optimist în momentul de față. Din câte știm, el vine după o înfrângere. Probabil asta crezi că îi va scădea moralul? Nu neapărat trebuie, poate îl motivează. Înfrângere să-și... Nu știu, nu vreau să comentez ce va face el, ce e treaba lui, e problema lui. Vreau să comentez doar despre ceea ce voi face eu. Și eu cred că voi câștiga 100%. Bănuiesc că ai o tactică de meci foarte bine pusă la punct. Ne poți da câteva detalii? Nu, secret. Bun, ai un mesaj pentru fanii tăi? Da, să vină la sala sporturilor din Piatra Neamț, să susțină preferaților și să... pentru cei cu bani să investească mai mult în acest sport. Bună, Lascăr, am înțeles că e debutul tău în RXF. Ai emoții? Cum te simți? Îți cunoști adversarul? Am văzut că ești în general un om optimist și pune-l totul la bătaie. N-am emoții, știu că meciul va fi al meu, îți pregătesc la maxim și îți pregătesc să câștig cu furco. Ai o tactică de meci? Bănuiesc că ai făcut o tactică de meci. Ne poți spune câteva detalii? O să intru peste el și o să-l omor cu bătaia. Numai... și o să rup cușca în două cu el. Asta o să fie tactica mea. Văd că ai optimist, ești destul de optimist. Ai un mesaj pentru fanii tăi? Vă aștept număr cât mai mare la Piatra Neamț, mâine seară. Bună, Florin, cum te simți pentru acest meci? Mâine seară vei lupta în direct pe sport.ro, ai emoții? Bună, mă simt foarte bine, sunt foarte pregătit, nu am emoții, nu cunosc sentimentul ăsta, mă simt foarte ok. Îți cunoști adversarul destul de bine, bănuiesc, l-ai studiat, ce știi despre el? Știu că este un tip foarte puternic, foarte serios la antrenamente, însă nu m-a afectat cu nimic asta, sunt foarte pregătit. Bănuiesc că ai o tactică de meci, ne poți spune ceva din ea? Nu vă pot spune nimic. O să vedeți mâine seară. El este destul de optimist în ceea ce îl privește, chiar am vorbit și cu el mai înainte. Tu ești optimist? Ești pregătit? Am toate cărțile la mine și toate armele pregătite. Eu zic că o să vedeți mâine. Ne poți da un pronostic, o rundă, cine învinge? Adică bănuiesc că... Nu prea fac eu pronosticuri, dar în schimb mi-am rugat toți prietenii mei să pună la pariu. Și mâine seara după meci o să vă spun cât am câștigat. Cu siguranță vom fi acolo. Ai un mesaj pentru fanii tăi? Da. Vă aștept pe toți să veniți la gală. Mai sunt foarte puține bilete. Grăbiți-vă sau... Bună, Nic, mâine seara vei lupta în cușca RXF. Cum te-ai pregătit pentru acest meci? Pentru acest meci m-am pregătit foarte bine, din toate punctele de vedere. Am avut 10 zile de pregătire la Sandu Lungu, la Oradea. A fost excelent. N-am fost niciodată mai pregătit ca acum. Adversarul tău e fost campion la categorie grea. Te sperie acest lucru? Nu mă sperie acest lucru. E un adversar bun, dar nu e mai bun ca mine. Bravo. Ai o tactică de meci? Ne poți spune câte ceva din ea? Tactica
nu pot să vi-o spun, dar o să vedeți. O să fie ceva frumos. Ne poți da un pronostic? În ce rundă vrei să învingi? Maxim în runda a doua el va cădea. Ok. Ai un mesaj pentru fanii tăi? Că aștept mâine să vină și în număr cât mai mare. Și le mulțumesc. Bună, Andrei. Mâine seară vei lupta în Cușca RXF. Ne poți spune cum te-ai pregătit pentru acest meci? Bună, Diana. M-am pregătit foarte bine. Am fost un cantonament la Oradea, la Sandu Lungu. Urma să zic și la cine la Cluj, dar ai început să râzi. Nu, și de mine, că am... Ce? Încearcă să nu râzi pentru că o faci feminist. Păi dacă râzi, tu râzi și eu. Scuze. Așa e cool. Bună, Andrei, mâine seara vei lupta în Cușca RXF. Ne poți spune cum te-ai pregătit pentru acest meci? Bună, Diana. Da, voi lupta, m-am pregătit foarte bine. Am fost și în cantonamente și sunt foarte bine pregătit. Am înțeles că adversarul tău e foarte bine cotat în Ungaria. Ți-e frică de acest lucru? Nu, cu siguranță nu. O să fie acolo în Ungaria și o să pleci la el în Ungaria. Ne poți da un pronostic în ce rundă se va termina meciul? Maxim runda a doua, zic eu. Ok, un mesaj pentru fanii tăi? Vă aștept să mă susțineți în număr cât mai mare. Bună, Ciprian, în primul rând aș vrea să te întreb de unde e această pasiune pentru MMA? Salut! Pasiunea asta o am de mic copil, adică tot timpul mi-am dorit să fac un sport. M-a fost o pasiune așa, nu știu. Mi-a venit mie, mi-a plăcut sportul, în general. Ai vreun idol în sporturile de contact? Nu pot să zic că am un idol. Am mulți luptători care îmi plac cum luptă și sunt la un nivel foarte înalt. Dar nu am niciun idol. Ce părere ai despre McGregor? Am văzut că toată lumea te aseamănă cu el, așa este? Da. Păi, semănăm puțin, probabil, aspectul fizic și vestimentația care o port. Dar nu este idolul meu. Dar ce părere ai despre meciul lui McGregor? Wow, o să fie o meci bombă. Acești doi sportivi au realizat ceea ce n-au realizat mulți dintre sportivi. Adică nu cred că a fost vreun sportiv să realizeze asta. Au adunat și lumea MMA-ului și lumea boxului în același eveniment. Adică toată lumea o să se uite și de la box și de la MMA. Și tu te vei uita la acest meci? Cu siguranță mă voi uita, pentru că RXF și partenerii Monster o să organizeze un eveniment prin care îți invitați toți luptătorii și fanii boxului cât și MMA-ului pentru a-l vizualiza. Veniți și fiți alături de noi la Brașov. Ai un mesaj pentru fanii tăi? Da, nu uitați, mâine seară RXF 27, Piatra Neamț, voi fi acolo. Vino și mă susține. Cel mai explosiv show de MMA din România. Vom prezenta astăzi pe toți luptătorii care vor lupta mâine la sala polivalentă de la ora 20. Bilete încă se mai pot găsi prin toate punctele de vendim și de la caseria sălii polivalente. Astăzi și doar astăzi avem o ofertă specială pentru dumneavoastră, bilete la 20 de lei la colega noastră de lângă Cinema City. Doresc să mulțumim partenerilor locali: Consiliul Județean, Shopping City, Piatra Neamț, Dynamic 92, Chris Dent, Turnul Ferrarilor, Urban Lounge and Restaurant, care are o surpriză pentru noi în o jumătate de oră, cu sos. De asemenea, avem parteneri naționali precum Big Intrujinski, Las Vegas, Stanley Bet. Pe aceste lupte, până mâine la ora 20, se pot paria, deci puteți paria pe luptătorul nostru preferat, Armura Mega Protein. Doresc să mulțumesc foarte mult celor doi parteneri care ne ajută foarte mult aici pe plan local, Alexandru Topor, care vedeți aici, un pic de aplauze, și Andrei Tabol, care a fugit. Haideți să începem, haideți să prezentăm luptătorii. În deschiderea show-ului de mâine îl avem în colțul roșu pe Segeni Laszlo, luptător care vine din Ungaria.
cunoscutul luptător din Sibiu, Andrei Vasica! Luptătorul din colțul roșu, Peter Gușva. Iar adversarul acestuia vine cunoscut luptător din zona Moldovei, Florin Zavagiu, spus și Repo! Luptător tot din Ungaria, Sergeni Otilo. Și adversarul acestuia, luptătorul din Cluj, Ciprian Mariș. Thank you.
Andreea. Următoarea luptă va fi la categoria 66 de kilograme. Este o luptă de boli. Este o luptă de mândrie, ca să zicem așa. În colțul albastru vine din Vacărău Florin Lupu. Diana,
cum a zis, cei de la Urban Lounge în restaurant au o presupită pentru noastră, chemăm la cântar pe cei doi șefi la cuțite, Giovanni și Gianni! Vreau să vedem și face-off-ul aici, acum o fază de celălalt. Imediat după acest cântar, o să dau microfonul celor doi să vă povestească cam despre ce este vorba. Suntem încântați că suntem aici, în special cu colegul meu, Gianni. Am venit să ajutăm niște oameni dragi care, din nebunia lor, s-au gândit să deschidă un restaurant foarte frumos la Teatrul Neamț. Și vă rugăm să veniți să gustați din anumite preparate care le-am gândit eu cu Gianni. Bună ziua! Îmi fac o deosebită plăcere să mă aflu aici alături de voi, mai ales de foarte mulți lucrători. Bineînțeles, eu sunt piteștean de-al lui Barbu, pe care îl cunosc, așa? Și cu ocazia asta vreau să vă mulțumim că ați prestat Piatra Neamț și vă invităm acolo în spate, la restaurantul Urban, unde de mâine o să degustați foarte multe preparate sub semnătura lui Giovanni și a mea. Așa că vă doresc distracție plăcută, mâine seara să rămân unul singur, nu? Cel mai bun, da? Și bineînțeles, după aceea, vă așteptăm la petreci. Vă mulțumim! Vă mulțumim foarte frumos! Trecem la ale noastre, main eventul serii. Vine din Cehia, are peste 120 kg și îl cheamă Martin Kjulder. Iar adversarul acestuia îi se spune Muntele Bihorului, cu toată lumea îl cunoaște sub numele de Sandu Lungu! Cum te-ai pregătit pentru acest meci? Bună, m-am pregătit intens, abia aștept să intru în cușcă și să sune gongul cât mai repede. Ți-ai studiat adversarul? Ce părere ai despre el? Foarte puțin l-am studiat, strictul necesar. Un mesaj pe care vrei să-l transmiți fanilor tăi? Le promit că o să fac o luptă mare și îmi doresc foarte mult să câștig acest meci și trebuie să-l câștig ca să mă duc mai departe, să mă bat din nou cu Tolea să-mi câștig centura. How did you prepare for this fight? Hello, jak se těšíš na ten zápas? Těším se velice moc. We are looking forward to tomorrow.
what do you think about your opponent? Another one time? Hi. Jak si myslíš, že to bude probíhat? To se necháme překvapit. We will see, we don't know the future. Did you look at his fights, how he's fighting? Jestli ses díval na zápasy, v kterých zápasil. Díval. Yes, we watched. What did you felt when you looked into his eyes at the official weigh-ins? Co jsi myslel, když ses díval do jeho očí na vážení? Že musím vyhrát. He must win, is sure. Do you have a message for your fans? Jestli máš nějakou zprávu pro kamarády, můžeš to říct už česky. Ano, všichni, kteří mě fandí, tak jim děkuji a doufám, že nebudu zklamaný z mého výsledku. Thanks for our fans. Hello, how it was your flight? Hello, hi, very nice. Very nice. Are you for the first time in Romania? No, it's not the first time. It's the third time, let's say that. And you were fighting all the times you were here? No, it's the first time that I'm fighting in Romania. What do you think about your opponent? Well, I've been watching the fight that she made, and yeah, let's say I'm ready to fight tomorrow. I hope she's very ready, because we're going to do a good war. Do you have something to say to your fans? For sure. I'm really happy to be there, and let's make a good war tomorrow.